Cum înțelegem relația pe care am avut-o cu părinții în copilărie? Ce se ascunde în noi? Ce fel de copil? Copilul interior, copilul invizibil, copilul impulsiv? Ce luăm cu noi din copilărie? Acele tipare relaționale pe care, iată, le aducem în relațiile noastre. Dragii noștri, astăzi alături de noi este Camelia Ruxandar, președinte, membru fondator la Asociația pentru Igienă Mentală și Emoțională, psihoterapeut integrativ. Camelia studiază formare profesională la Schema Therapy, la Institutul Român de Schema Therapy, și astăzi pornim discuția noastră de la o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, Sparge tiparele, cum să-ți recapeți libertatea de a fi tu însuți prin terapia schemelor, de Gita Jacob, carte, cum spuneam, publicată în colecția Psihopractica. Și aș începe discuția noastră în cadrul acestei campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Trauma, oportunitate sau obstacol, cu întrebarea: de ce facem mereu aceleași greșeli? De unde vin aceste greșeli, aceste tipare relaționale disfuncționale? În primul rând, nu le-aș numi chiar greșeli. Pentru că e o modalitate prin care noi am învățat să funcționăm în relațiile noastre primare, și aici mă refer relațiile cu îngrijitorii primari. N-am să spun mama și tata, am să spun îngrijitorii primari. Mi se întâmplă de multe ori în cabinet să descoper că de fapt imaginea maternă era bunicii, ea era mama și mama era sora de fapt, da? Și atunci voi folosi imagine maternă și imagine paternă pe care copilul o interiorizează. De fapt, copiii cresc pe bază de relație. Felul în care ei funcționează în primii ani de viață, și aici mă refer în primii 2 ani de viață, 2-3 ani de viață, în relație cu îngrijitorul primar, va modela chiar și la nivel de sistem nervos felul în care ei vor înțelege lumea și se vor raporta la ea. Dacă ar fi să mă duc către bază, pentru că vorbim și de carte și vorbim de teoria schemelor, noi oamenii toți avem niște nevoi bazale. Și aici mă refer în primul rând la nevoia de atașament și de securitate, nevoia de a ne simți siguranță și să știm că cineva e acolo pentru noi. Este funcția noastră primară și ne definește ca ființe umane. De asemenea, cu trecerea anilor, copilul începe să aibă nevoi diverse. O altă nevoie este nevoia de autonomie și identitate, și anume că trebuie să știu cine sunt eu separat de părinții mei sau de îngrijitorii mei și trebuie să-mi demonstrez că pot să fac lucruri. Și este o nevoie bazală pentru dezvoltare armonioasă. De asemenea, mai au nevoie copiii pentru o dezvoltare psihică și emoțională stabilă de limite și granițe. Și aici e un punct nevralgic al vremurilor noastre, și anume că în ultimii ani asistăm la o scădere a toleranței la frustrare la generațiile care vin din urmă. Dacă noi traducem ca traumă generația cu cheia de gât, hai să spunem că generația respectivă e mult mai tolerantă la frustrare decât generația hiperprotejată, unde n-a existat limite stabile și granițe, iar autocontrolul este unul scăzut. După aceste lucruri, o altă nevoie este să ne raportăm la noi într-un mod sănătos, într-un mod echilibrat, și anume să avem o părere bună despre noi. Întâlnesc destul de des această idee că dacă mă apreciez, sunt într-un fel anume, adică e ceva rău să te apreciezi pentru ceea ce faci sau cine ești ca om. Zice, păi cum să vorbesc despre mine de bine, că aș fi lipsit de modestie. Ok, modestia poate să fie și subjugare. Deci ideea asta să fii modest poate să fie și o inhibare.
Sunt nuanțe aici și, desigur, e o temă întreagă. Nu o să merg foarte mult în ea. Autoaprecierea și exprimarea spontană, spontaneitatea pe care noi o regăsim în jocul copiilor, de asemenea, o nevoie bazală. Și ultima, dar mie mi se pare destul de importantă, e relaxarea și jocul, joaca. Joaca liberă. Este o nevoie bazală pentru o dezvoltare sănătoasă. Acestea sunt nevoile pe care noi toți le avem, încă le avem și le vom avea pe tot restul vieții, dar în principal noi le-am avut în copilăria mică. Dacă aceste nevoi n-au fost satisfăcute în relație cu îngrijitorul primar, atunci apar acele tipare disfuncționale de care tu ai menționat la început, care ne perturbă viața adultă. În ce sens? Putem avea o relație bună cu cei din afara noastră, dar o relație deficitară cu noi înșine. Adică ceilalți ne pot percepe ca niște oameni wow, minunați, dar noi să ne simțim goi în interior. De ce? Că am fost învățați în relația primară că noi trebuie să oferim și să oferim și să continuăm să oferim ca să merităm să fim iubiți, să ne luăm nevoile bazale. Să ieșim la joacă, trebuie să îi fac pe plac, ca să ies la joacă trebuie să îi fac pe plac lui mama. Dacă trebuie să-mi fac temele. Să da, exact. Dacă vreau să mă pup pe mama pe frunte, trebuie să-mi fac temele și să nu o supăr, să nu iau notă mică, că mă privează de una din nevoile acestea de bază, cum ar fi nu te mai duci la joacă, că ai luat 5. Sau tu să taci că și așa ai note mici la școală. Dau exemplu cu școala, că școala e o temă extrem de întâlnită în cabinete. Deci această presiune a școlii, a reprezentării sociale, care este o nevoie a părintelui, ca o paranteză. Da? Acum, când nu se dezvoltă, când nu sunt satisfăcute nevoile acestea, individul începe să fie distorsionat, da, în relații. Ori se abandonează pe el pentru a-i mulțumi pe ceilalți, revenind la ideea de bază, ori se centrează pe sine, suferind în relațiile cu ceilalți. Pentru că noi avem trei tipuri de relații extrem de importante. Relația cu sine, relația cu celălalt și relația cu lume. Felul în care eu percep lumea. Sunt trei relații de care noi trebuie să avem grijă. Și aceste trei relații sunt construite în acea copilărie mică, în relațiile primare. Tiparele disfuncționale apar foarte des ca niște sabotori în relațiile cu intimitate. Intimitate, zic, cu deschidere sufletească. Mai puțin în relațiile sociale, nu e o regulă, dar în relațiile în care există atașament, în care m-am atașat de persoana respectivă, acolo ele apar. De exemplu, cineva care a avut o mamă care nu s-a dus când era copil, era bebeluș și plângea și mama l-a lăsat să plângă, el a învățat că nu vine nimeni, da? Și acolo e o privare emoțională și atunci persoana respectivă în viața adultă va tinde să se ducă către persoane indisponibile emoțional, să zică nu știu cum îi întâlnesc, dar toți, nu știu, la început sunt dragi, drăgălași cu mine, îmi zic lucruri drăguțe, după care se îndepărtează. Dar sunt persoane care nu au fost disponibile emoțional, de la bun început. Am dat așa un exemplu extrem de simplu. Probabil că asta are legătură și cu, pomeneai tu mai devreme și mă gândeam să-i dăm așa un titlu generic, figura de atașament din copilărie și iată, stilurile de atașament pe care noi le-am dezvoltat în copilărie se repercutează în relațiile noastre. Apropo de ce spuneai tu, întâlnim diversi oameni indisponibili emoțional. Ba stilul anxios, ba stilul evitant. Da, și de fapt împlinim o profeție. Pentru că venim în... Dacă am funcționat așa de la începutul vieții, suntem atrași de acele persoane pentru că sunt teren cunoscut. Familiar.
Familiar, dar mă simt cu tine ca și cum ne știm de o viață. Da, pentru că funcționați pe... Ori sunteți doi copii în traumă, da, și vă unește trauma, ori este un copil cu o figură parentală punitivă sau exigentă. Și atunci te simți ca acasă, da. În relație cu mama sau cu tata. Da, acasă ți se spunea, ți se transmitea, nu neapărat verbal, că nu ești destul. Și întâlnești pe cineva care, prin felul de a fi, prin un cuvânt, prin atitudine, îți transmite că nu ești destul, te face să te simți mic. Ești obișnuit cu asta și zice, e ok, e ca acasă. Și apasă butonul, declanșează o rană emoțională? Da, da. Suferința emoțională e cea care aduce, de fapt, persoanele în terapie, însă cea mai mare suferință e că nu știu de unde apare această suferință emoțională. Deci nu e suferința în sine, cât există și acest mare semn de întrebare de ce mi se întâmplă, adică cum se întâmplă asta, pierd controlul vieții mele emoționale. Și apare anxietatea și apar anumite somatizări și e un cerc vicios. Aș vrea să discutăm un picuț despre cum identificăm aceste tipare interioare, să le spunem, și care sunt declanșatorii comportamentelor de tip copil, pomenite puțin mai devreme, copilul impulsiv, copilul fericit, copilul vulnerabil. Copilul vulnerabil este principalul mod, din punctul meu de vedere, în care noi funcționăm. Da? Că el are momente în care este impulsiv, adică și-a nevoile atunci pe loc, sau e furios că se revoltă asupra figurii parentale. În esență, copilul vulnerabil rămâne principalul. Copilul vulnerabil apare prin abandonul emoțional, de exemplu, da? Acolo se activează, pe tot ce înseamnă separare și respingere. De exemplu, cei care au frică de a nu fi respinși, de, nu știu, la locul de muncă, ei funcționează dintr-un mod de copil vulnerabil. Și dacă ar fi emoția din spatele acestei instanțe, să zic, acestui mod, ar fi frica, spaima. Spaima ar fi ce stă în spate, pentru că nevoia este de siguranță, de protecție, dar felul în care eu percep relația cu celălalt este că eu nu sunt într-un loc singur, nu sunt într-un loc sigur, nu sunt într-o relație sigură și atunci sunt vulnerabil. Oricând pot fi atacat. Desigur, vom întâlni modul de copil vulnerabil la persoanele care par foarte dure. Pentru că supracompensează foarte sigure pe ele. Extrem de sigur. Adică eu n-am nevoie de nimeni, așa cu foarte multe fortărețe, pot să zic, foarte multe ziduri în fața lor. Sau măști, roluri sociale. Da, da. Copilul vulnerabil se ascunde destul de bine prin protecții în rolul social pe care îl joacă. Nu știu, are o anumită titulatură, și se ascunde în spatele acesteia, dar eu spun tot timpul că atunci noi suntem autentici în momentul în care închidem ușa în spatele nostru. Când ajungem acasă și am închis ușa, ăia suntem noi. Când ni se lasă umerii și suntem atenți la reacția noastră, trântim geanta sau las capul în jos și mă trântesc pe canapea așa, știi, cu umerii adunați, sau mă duc și îmi pun ceva de băut imediat. Sunt instanțe de copil, sunt diferite forme. Gita Jacob vorbește în cartea Sparge tiparele, libertatea de a fi tu însuți prin terapia schemelor, pe lângă tiparele interioare și pe lângă comportamentele, să spunem, de tip copil explicate de tine puțin mai devreme, și de comportamentele adulților, gen modul părinte, să spunem, exigent,
care vine și spune, ei, mai întâi munca și apoi distracția, apropo de ce pomeneam noi mai devreme, întâi îți faci lecțiile și abia apoi ai voie la, la joacă. Părinții solicitanți din punct de vedere emoțional, iarăși părinții, mă gândesc la părinții punitivi, care creează un soi de presiune asupra copilului. Iar vrei să mă superi? De ce nu ai făcut cu tare lucru? Sau, apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme, de partea aceasta de devalorizare din partea părintelui, de ce X poate și tu nu poți? Dureros. Pot să zic că ultima frază nu face priză cu mine personal, dar o aud de atât de multe ori în cabinet și pot să recunosc că ți-mi revoltă la această comparație. De ce X poate și tu nu poți? Trebuie să înțelegem că vocea părintelui, atitudinea lui, rămâne în noi. Rațional spune-mi, așa era mama, nu contează. Dar ne trezim cu acele cuvinte când le spunem noi în mintea noastră în anumite situații. De exemplu, un părinte care refuză să vadă limitările copilului, copilul meu e de nota 7, de exemplu. Deci nu aș da o notă unui copil, dar să zic așa, ăsta e nivelul lui. Nu. Un părinte exigent va spune, n-ai cum doar atât, ce, tu nu ești în stare? Trebuie mai mult, poți mai mult, da? Nefiind în contact cu propriul copil, privindu-l printr-un filtru propriu, părintele, îi creează acestuia o stare, o senzație că nu e destul, că nu face destul. Și o să vedem workaholic, da? Genul workaholic care se duce la birou în multinațională și stă 200 de ore acolo și nu are niciun fel de viață și totuși nu e mulțumit de sine. Reușește, finalizează un proiect greu și zice, nu sărbătorește. Părinții aceștia noi interiorizăm și ținem cu noi pentru tot restul vieții. Ce putem face? Și desigur o recomand într-un cadru terapeutic și cu terapeuți dedicați în acest sens. Ce putem face este să identificăm vocea aceea care ne critică sau vocea aceea care pune presiune. Doar să fim atenți puțin la gândurile noastre. Eu știu că ele vin într-un mod automat, dar dacă un pic ne-am ascultat, am realizat că, cine spune asta? Cine mai îmi spunea mie asta? Și identificăm că, de fapt, am preluat. Auzeam în casă că tata spunea, am auzit-o pe mama că vorbea cu o vecină și a zis ceva. Trebuie să înțelegem că nu-i tot timpul într-un mod direct către copil. Este despre copil, nu mai ce ți-a zis direct. Și ce putem face după ce identificăm acele gânduri e să aducem în noi un adult sănătos. Dar pentru asta avem nevoie ori să avem relații sănătoase, ori să fim într-un cadru terapeutic. Și nu sunt subiectivă când tot recomand cadrul terapeutic, însă relația terapeutică este o relație, una din foarte puține relații sănătoase din viața unui individ, în care terapeutul este un adult sănătos. Sănătos nu fizic, emoțional. Emoțional, da. Și modelează persoanei cum ar trebui să fie o relație sănătoasă. După ce identificăm pattern-ul acestea de gândire, gândurile acelea care sabotoare, aducem în mintea noastră un adult sănătos care ar veni să ne spună, ești destul, uite, bucură-te de ce ai realizat, e minunat, ai făcut tot ce ai putut, e în regulă să te odihnești, uite, ia-ți ceva pentru sufletul tău. Îți dau un exemplu de gânduri ale unui adult sănătos, pentru că adultul sănătos evaluează situația într-un mod realist. Ok, n-ai reușit proiectul, dar uite cât de mult ai muncit la el.
hai să vedem ce ai învățat din proiectul ăsta, adică chiar și în cazul unui eșec, pentru că de obicei la trăirile acestea de eșec, pierdere, acolo ne activăm în emoțional foarte mult. Nu anulează emoția. Cred că e destul de important să menționez acest lucru. Inhibarea emoției vine în urma intervenției unui gând, dintr-o instanță de părinte exigent sau punitiv, mai degrabă punitiv, care vine și inhibă copilul emoția. N-ai de ce să fii supărat. Și-a pierdut o jucărie. N-ai de ce să fii supărat. Adică îi neagă, îi inhibă emoția. Da? Și un adult sănătos i-ar valida emoția. Da, este emoția ta. Du-o cât ai tu nevoie. Și cum spunea un, autor celebru, suntem răniți în relații și ne vindecăm în relații. Așa este. Suntem răniți. Noi funcționăm în relații. Creștem din relație. Copilul ne-a luat în brațe moare. Bebelușul. Bebelușul ne-a luat în brațe moare. Îți dai seama că nu pot să fiu decât subiectivă. Eu, dezvoltând o terapie pentru copii cu dizabilitate care e bazată pe relație. Relația este rădăcina prin care ne hrănim întreaga viață. Dincolo de hrana aceasta fizică, securitate, noi avem nevoie de relații. Ne dezvoltăm în relații și avem nevoie de relații sănătoase pe tot parcursul vieții noastre. Nu e... Putem să avem o relație sănătoasă, în primul rând trebuie să o avem cu noi. Să devenim un părinte bun pentru noi. Punctez acest lucru pentru cei care sunt părinți deja, dar și pentru cei care vor să devină părinți și pentru cei care poate n-au de gând să devină părinți, dar să devină părinți buni pentru sine. Nu avem cum să fim părinte bun pentru copilul nostru, acum o să sune puțin ciudat, pentru partenerul nostru, da? Dacă noi nu suntem un părinte bun cu noi, dacă nu ne dăm voie să fim. Și când vorbeai puțin mai devreme, am reținut ideea aceea cu a fi workaholic atunci când nu ești considerat de către părinte suficient de bun. Mă gândeam la o altă carte, pentru că fac aceste similitudini, o altă carte foarte dragă din portofoliul editurii Herald, Dependența de perfecțiune. Iar apare și această dependență de perfecțiune când consider că nu ești suficient de bun, o carte a lui Marian Udman. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Camelia Ruxandar, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ. Am vorbit despre tiparele relaționale, funcționale și de asemenea despre tiparele relaționale sănătoase, funcționale, pe care de altfel cu toții ni le dorim. Toți ne dorim să avem relații cu sens, relații fericite, relații care să ne împlinească și să ne dea sens vieții, discutând pe marginea cărții Sparge tiparele, cum să-ți recapezi libertatea de a fi tu însuți prin terapia schemelor, de Gita Jacob, o carte publicată în colecția Psihopractica. Îi mulțumim foarte mult Camelei Ruxandar, noi vă invităm în continuare să urmăriți materialele video cu invitații noștri, cu specialiștii noștri pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald. Vă dorim în continuare o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!